Târgușenii care nu-și achită până la sfârșitul anului taxele și impozitele riscă să fie executați silit. Reprezentanții Direcției Publice de Venituri vor trece la această măsură pentru a recupera banii datorați de contribuabilii răuplatnici. Cu toate că termenul 2 de plată în care contribuabilii erau obligați să-și achite taxele și impozitele pe locuințe, terenuri sau pe autoturisme a expirat, gradul de realizare al încasărilor nu a fost atins 100%. Din 42 de milioane cât reprezintă creanțe cu debit în bugetul nostru pe anul 2016, am încasat 35 de milioane 800, ceea ce reprezintă 85% din buget, rămânând de achitat suma de 6 milioane 200, din care 3 milioane la persoane juridice, 3 200 la persoane fizice. În general, în aceste sume se cuprind contribuabilii care nu și-au plătit termenul 2, pentru că el expira în 30 septembrie, dar mai nou de câțiva ani de zile. Încasarea la termenul 2 se realizează prin executare silită. Reprezentanții instituției susțin totuși că, în comparație cu aceeași perioadă anului trecut, au fost încasate mai mult cu 5 milioane de lei. Totodată au mai precizat că mai sunt de recuperat și datorii mai vechi de la contribuabilii răuplatnici. Mai avem de asemenea, după cum știți, 1 milion de încasat din rămășițe, reprezentând amenzi, și la care se adaugă din anul acesta încă 1.800.000. Am încasat la parcări din 6.400 de contracte, 6.000, au mai rămas doar 400 de achitat, iar pe total situația rolurilor se prezintă astfel. Din 67.600 de roluri la persoane fizice au fost achitate peste de 70%, rămânând 22.300 de roluri neachitate. Sunt însă și persoane care au beneficiat de scutirea acestor plăți. Printre acestea se numără văduvele veteranilor de război sau ale deținuților politici sau persoanele cu handicap.